Vineri, în Valea Jiului, se va derula o nouă bursă a locurilor de muncă. Acțiunea organizată de către Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Hunedoara se va desfășura la sediile agențiilor locale din Lupeni, Vulcan și Petroșani. Până în prezent, reprezentanții ALOFM Petroșani au contactat 11 agenți economici, doi dintre aceștia anunțându-și prezența la bursă. Vineri 30 mai, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă organizează noua bursă a locurilor de muncă. În Valea Jiului, bursa se va desfășura la Petroșani, Vulcan și Lupeni, cu începere de la ora 9. Pentru această bursă, agenția locală a contactat până în prezent 11 angajatori, din care 2 ne-au promis că ne vor onora cu prezența. Unul este din domeniul confecțiilor și unul din comerț. Ca de obicei, oferta locurilor de muncă nu va fi una deosebită, ținându-se cont de numărul redus de oferte de joburi. Săptămâna aceasta am avut o noutate, deci avem firmă care caută lăcătuși, sudori, prelucrători prin așchiere, deci frezori, strungari, deci cei care au calificare, avem locurile de muncă afișate și îi rugăm să vină să contacteze angajatorul, să-și dea proba de lucru. În prezent, în Valea Jiului, numărul total al șomerilor este de aproape 5.000.